Bun venit la cel de-al doilea episod de Break the Law, podcastul. Îl am de data asta invitat alături de mine încă un prieten foarte drag mie pe care îl cunosc tot așa de când am început. Și atunci începea și el, fix când am început eu. O să-l las să se prezinte singur, la manetă de mine, Petre Ștefan. Păi de ce să mă mai prezint singur dacă ai zis deja pe cine ai alături? Ce faci, fratele meu? Ce să fac, nu? N-am voie să înjur, nu? Sau? Poți să vorbești cum vrei tu, frate. E un podcast deschis. Ce faci? Cum ești? Ce să fac? Uite, tocmai ce am pierdut la Superbet. Că te-ai pierdut. Bine sunt, oricum, că de unde dai de acolo ești, știi cum e vorba aia, dar cam tot dau și nu iau. Da. Dar poate o adă pe altă parte. Și zic, oh, în fine, am făcut o paranteză. Nu contează că ai Gucci în picioare. Și zici, cine e Domnul Iisus Hristos? Știi? Nu. Nu știi, nu? În afară de Hristos, care e numele, așa? Numele se pune primul. Hristos Iisus. În fine, și mi-a luat un câine. Știi? Bine, am pus și faianță pe pereți. Poate mine mă duc la solar. Nu știu de ce, este nimic adevărat. Băi, Petrică, băi. Bă, ce vreau eu să vă spun despre Petre? Ce vreau eu să vă spun de Petre? De ce vreau să vă spun eu de Petre? Că Petre are o față când îți vorbește că tu îl crezi. De foarte multe ori îl crezi. Dacă vorbește cu prietenii, așa gen, bă, atât de mult îmi spune, vii și îmi spune o chestie pe care n-are, e imposibilă chestia, și eu îl cred, mă, pentru două secunde. Ești fenomenal, mă, Petre. Te pun, mulțumesc frumos pentru caldele astea excelente. Ia zi-mi despre tine mai multe, că mă gândesc că sunt oameni care, na, nu te cunosc așa. Cum ești tu, de fapt? Cum să fiu? Nu arogant. Clar. Nu sunt deloc arogant. Nu ești deloc, da. Că nu suport lumea arogantă, gen. Nu suport. Bine, tu așa pari în imaginea ta pe net, arogant. Ba, așa dar par, dar nu vreau să par așa, gen. Sau, nu știu, pe net te expui altfel, probabil, știi ce spun? Da. Dar eu nici nu vreau să par arogant pe net, nu știu, de... Depinde, eu nu cred că par arogant pe net. Mă, par puțin arogant. Ce spuneți, mă, eu sunt arogant pe net? Eu da, lăsați în comentarii, e arogant sau nu pe net? Lăsați în comentarii, în ce cameră mă merg? Uite, trei camere aici, ești nebun la cap. Trei camere. Și eu la casa am două, ești nebun. Când vine un album de la tine? Album? Da. Bă, acum să dăm un pic mai pe seriozitate. Eu voiam să scot album de ziua mea, pe 3 decembrie, dar... Eu când mă pun să scriu o piesă pentru album... Bă, eu consider că una e mai bună ca și cealaltă, știi ce zic? Nu că am eu piese bune, gen. Așa consider eu că piesa aia, dar am tras-o acum, e mai bună ca aia și vreau să-i fac clip, știi, să o scot. Nu vine să strâng pentru album piese, știi ce zic? Vreau să scot non-stop eu acum. Uite, am scos 3 piese într-o lună. Ai văzut? Știu. Așa trebuie, frate. Păi așa trebuie, dar până la urmă... Te bate un pic la buzunar. Te bate un pic la ochi să scot un album, știi ce zic? Dar nu pot. Bă, da, nu e simplu, da. Adică nu că nu pot, nu vine mie să, nu știu. Albumul scoți, știi ce zic, când ai tu inspirația aia mare, nu trebuie să te grăbești pe el, gen. Bă, ia uite, am mai făcut acum o piesă, o păstrez, văd ce fac cu ea. Mă duc mai fac o piesă, știi, să-mi vină, gen, să fie natural. Nu-l scoți, bă, doar de dragul să scoți album, știi ce zic, de dragul să scoți album. Vreau să scot album și că asta e tare, gen, și fac ce toată lumea, gen, să fiu și eu tare. Nu știu când o să simt, nu știu. Foarte ianuarie, tare. Așa zic eu, dacă îmi vine mie inspirație de aia. Până atunci îl scot. Cum te simți acum, că deja ai bubuit tare, gen? Cum te simți? Că știu că ne-am cunoscut noi prima oară, era la început. Bă, da, mă, da, știi care e toată chestia? Că am bubuit tare, că n-am bubuit tare, gen, am crescut. Dar uite, când m-am apucat, îți dai seama că nu credeam nici că o să ajung până aici. Aia e toată păi chestia, știu cum știi? Vorbeam noi prima dar oară, faza da. E că eu am crescut treptat cum ar veni și știi asta, gen, am crescut treptat și nu e, gen, cum ar veni, am trecut de la un nivel, la un nivel, la un nivel, știi, n-am sărit de la nivelul 1 la nivelul 4 sau la nivelul 5, știi? Asta e cel mai important. Și altfel, gen, cum ar veni, n-o simt așa, wow, că n-a fost, gen, direct de la nivelul 1 la nivelul 5, știi ce spun, gen, să zic, mamă, ce tare. Da, ai fost treptat cum ar veni, știi, și m-am obișnuit cu chestia asta. Pentru că ai fost consistent. A fost un boom de ăla, da. A fost un boom de ăla. Ai fost consistent și scoțând non-stop, ai început să ajungi la cât mai multă lume și da. Oamenii corelând cu ce ai scos tu. E foarte tare. Am văzut că e și foarte mult hate împotriva ta. De ce crezi că e hate-ul ăsta? Ce crezi că au oamenii cu tine? Eu n-am văzut așa mult hate. Băi, mult rău de tot. N-am văzut, dar îți dai seama că hate e pe peste tot. Nu trebuie să aibă oamenii ceva cu mine sau nu trebuie să mă placă toată lumea. Uite. Gen, nici eu pe internet nu-i suport pe mulți. Chit că poate ei sunt băieți buni, chit că ei fac o treabă bună, nu sunt pe stilul meu. Poate nu-mi place fața lor, știi, așa și oamenii. Nu le place fața mea. Nu le place ce cânt, ce zic și ce spun. Foarte ușor, nu e. Unde vrei să ajungi cu muzica? Vreau să mă duc până la gen, până în Berceni și...
care e nivelul la care o să zici, bă, da, am reușit. Mai face și noi, Caterinca, acum să nu scrieți în comentarii, uite-l pe ăsta, gen, vezi, doamne, glumețul, nu știe să poartă și el un dialog serios. Nu, chiar frate, așa e Petre Glumeț. Eu așa mă simt cu Cipi. Da, de când vorbesc cu Cipi, mă simt lejer, nu mă simt acum, gata, am venit la un podcast și... Bă, mie asta mi s-a părut tare, frate. Mie dintotdeauna mi-a plăcut. Așa, eu sunt eu. Mi-a plăcut dintotdeauna asta, ideea de podcast, dar am ținut-o așa moale. Ca să putem să ne înțelegem altfel, frate. Eu pot să fiu și serios, că știi cum sunt eu, frate, serios. Știu. Dar eu dacă vin la un podcast, vine Petre Ștefan la un podcast, nu vine Six Day la un podcast. Eu nu pot să fiu așa serios, să-mi pun mâinile așa pe masă, că sunt Petre Ștefan, frate, n-am milioane de milioane de vizualizări, știi ce zic? Nu, frate, sunt un nume de la să vin să mă pun așa la masă să discut niște chestii serioase. Eu discut între prieteni. Eu vreau să iau mai așa, știi, să înțeleagă lumea de fapt cine sunt eu pe bune natural, nu să stau eu să-mi dau acum de-alea de, vezi, doamne, stai, da, și Ciprian, spune-mi tu mie. Bă, asta mi se pare cel mai fascinant, că putem să ținem o discuție ca prieteni, frate. Nu te-am invitat. Voi uitați la noi acum? Uite, eu, de exemplu, nici nu... Consider că am lângă mine niște camere de astea de mă filmează. Eu sunt Flower Power, vorbesc cu Cipi, băi, un pop cola. Dacă era și un 50 era perfect, dar nu e problemă. Poate se rezolvă după aceea. Ce planuri viitoare ai? Ce urmează să faci? Nu știu, mie vine gen pe loc. Nu mă gândesc pe viitor, că viitorul nu-l știi. Știu. Gen, nici nu-mi prea-mi place să-mi propun niște chestii pe viitor. Bă, asta îmi vine să fac azi, asta fac azi. Nu pot să mă gândesc, bă, gen, îmi propun cât de cât, bă, asta aș vrea să fac mâine, știi, dar nu zic, bă, asta o să fac mâine, că nu știi ce faci mâine, mâine poate îmi vine o cărămidă în cap și mor, știi ce zic? Eu nu știu, sunt fix așa, pe premiza asta, gen, ce îmi vine să fac azi, fac azi. Bă, am observat asta, că mă sunai și ce ai cipi, vezi că mâine filmăm. Și de unde a apărut piesa? De ce unde îmi vine să fac azi, asta fac azi, și uite și cu filmatul, cum mi-ai zis tu chestia asta și eu am înțeles-o pe bune, că la aceeași concluzie am ajuns și eu. Nu-mi place, frate, să stau să mă complic cu filmatul, cu piesele, cu tot. Bă, trebuie să fie natural. Mă vede ăla pe mine în clip, în Lamborghini urus. Și după mă vede că mă plimb cu Uber-ul. Sau nu, că nu-i problemă că te plimb cu Uber-ul. Dar mă vede mănânc la Mac. Eu stau cu teancul de bani în buzunar, atâta, gen, în clipuri. Dar mă vede după mănânc la Mac, gen. Că și eu sunt tot om cum ar veni, gen. Clar. Eu sunt egal față de clar, toți clar, că clar. Sunt eu pe internet și mă știe ceva lumea pe internet. Nu-i ceva tare, frate, gen. Asta mi se părea și mie când eram mic. Mamă, ce tare e ăla că știe lumea pe internet. Dar nu e așa, că uite, am ajuns la concluzia că, pe bune, poate chiar e o prostie. Știi ce zic? Bă, dacă, da, nu veneau bani, dacă nu veneau bani, era o prostie să te știe lumea să nu-ți vină bani. Nu, frate, și eu dau cărțile pe față, gen. Nu sunt de la cum ar vine, o fac din plăcere. O fac din plăcere, clar. Că dacă nu-mi place să fac ceva, poate să-mi iasă și 1 milion de euro. Nu-mi place să fac, nu-l fac. Că nu o fac pentru bani, știi ce zic? O fac că-mi place. Un la mână. Și că ies bani, de ce să mă feresc? Păi dacă ieșeau, dacă nu ieșeau bani, nu mă mai dedicam așa mult. Asta clar, gen. Clar, nu mă ascund de nimeni, dacă nu ieșeau bani, nu mă mai dedicam așa mult, gen, că îți pierzi cum ar veni din timp. O făceam de plăcere, o făceam ca un hobby, dar pur și simplu așa, gen. Când faci ceea ce îți place, banii sunt un bonus. Normal, clar. Că prima dată o faci că îți place și după aia vin banii. Să nu și... înțelegeți, mă, ca o prostie ce am zis eu acum, dar n-au cum să înțeleg o prostie, chiar ai zis-o nu foarte tu, bine. Nu tu, că tu știu că mă înțelegi perfect. Eu zic cu oamenii, știi, să nu mă înțeleagă cum ar veni că fac chestia asta numai pentru bani. A, nu, clar, frate, nu. Fac ce-mi place, știi? Dar banii sunt, nu știu, ceva, mă motivează. Bă, știi, uite, ce zic? Văd nu, că e și bani. Îți spun și eu o chestie, mie nu-mi place să filmez. Mie niciodată nu mi-a plăcut să filmez. Dar, pe mine filmatul mă ajută să fiu cu oameni ca voi, să fac bani, da. Deci îmi place să filmez. Știi ce zic? Da. Și mă pricep. Îți place să filmezi, dacă îmi vrei tu cum ar veni, gen. Azi când vreau să plăcere, să te, frate, gen, știi ce zic, da. Că degeaba exact. Vine unul și îmi dă 2000, dacă eu nu-l suport pe ăla, da, gen, da, știi? Da. Păi uite, filmul eu știu că tu nu filmezi cu aia cineva, zic. Doar cu noi. Aia zic, eu nu-i filmez. Asta îmi place. Bă, cu voi al vibe, frate, că vă cunosc și știu. E altceva, gen, uite, trebuie să te spargă și melodia aia ca să vină ție o inspirație să filmezi. Nu frate, poți să filmezi, mamă, stai că îmi dă asta 2000 de euro pe clip, dar... Melodia aia nu vreau să o aud la filmări, nu știu, faci tu cumva, te miști fără melodie. Am pățit așa, frate, am pățit să o fac. Dar e bine că am pățit-o pentru că am realizat, bă, nu e normal. Ok, nu e ok. Mi-aduc aminte concert. E ca și cum aș da eu pe un beat, doar ca să mai schimb, gen, nu știu, să dau pe un beat care nu-mi place, e în alt stil, doar ca să mai schimb și eu stilurile, să fiu și mai versatil sau așa. Și unde se vede respectul față de ceea ce faci? La concerte, la voi, de exemplu. Da. Bă, la voi... Nu știu, frate, eu mie, bă, mie îmi place să fac poze cu toți copiii, bă, dacă și ar fi fost după mine. Nu doar asta. După concert și tu și Sebi la Brăila erați flash că amândoi nu mai aveați voce, gen... Primeați aceiași bani și dacă nu erați așa, dacă doar vă rucați pe cină și dădeați, da, normal. Normal. S-a văzut că o faceți din plăcere. Normal, bă, frate, e, nimeni bă, nu poate să conteste asta. E altfel, uite, acum de ce stai mingea pe tine? E un sentiment mare rău de tot când vezi publicul ăla în fața ta care te apreciază, știi? Și sare în sus și toată... Practic îți apreciază munca, știi?
Toată munca, da, 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 da. N-o faci degeaba. Ce ai de gând să faci cu toți și dacă oamenii mă apreciază pe mine și ei mă ajută practic pe mine, eu de ce să nu-i apreciez pe ei și să fiu la fel lângă ei? Să urc în fițe pe scenă, gen, să-mi dau fițe pe scenă, aer, să mă uit așa la public? Nu, frate, că publicul ăla e egal cu mine. Eu fără ei nu eram, nu? Clar. Gen. Și fără ei nu-mi luam banii aia, dar i-am luat eu la concert. Un la mână, dacă tot vorbim și de bani. Ce urmează să faci cu, cu banii pe care să-i câștigi de muzică? Păi asta zic, că nu știu ce urmează. Eu mi strâng, eu îmi strâng de obicei. E foarte tare asta. Mereu mă pun să strâng așa, știi ce zic? Gen, îmi pun deoparte. Din orice chestie, nu neapărat din muzică, știi? Orice bani fac mai mulți, că nu dacă fac 10 milioane îi pun deoparte. Dacă fac 10 milioane îi sparg în ziua aia, ce... sunt 10 milioane, știi ce spun? Gen, n-ai ce să strângi. Dar dacă fac ceva mai mult, pun și deoparte un pic, jumate din somnul măcar. Frumos, frumos. Ca acum, bă, sunt și copil. Nu știu în ce să investesc eu foarte bine. Nu vreau să mă grăbești, știi ce zic? Doar să investesc, să-mi pun banii în ceva. Crezi că e o greșeală că în școală nu există educație financiară? Normal, mă, frate, în școală eu nu sunt de acord deloc cu școala. Gen, dacă ai... nu știu, eu mă și enervez la subiecte de-astea. Și eu la fel, și la fel. Bă, dacă ar fi fost după mine, gen, școala era bună atunci, gen, acum 20-30 de ani, pentru că atunci nu era sursa aia de inspirație așa mare. Te duceai la școală, învățai niște chestii noi. Acum dai un click pe internet, ai aflat absolut tot, în detaliat, tot ce te interesează, știi ce zic? Nu trebuie să stai să te duci la școală să te înveți ăla despre niște chestii, de tu nu o să le folosești niciodată în viața ta, gen. Îți pierde din timp foarte mult, care timpul e cel mai important. Eu nu suport să mă duc la școală, bă, eu dacă mă duc la școală eu nebunesc. Eu iau rana dacă stau 4 ore în bancă, că știu că îmi pierd din timpul meu, gen. Să o ascult pe aia de nu, pe mine oricum nu mă interesează. Mi se pare foarte frustrant că te pune la școală, frate, să înveți, să ții minte toate operele alea și toate nebunile alea. Dar nu te învăța, frate, ce e la TVA, ce e la ANAF, unde trebuie să mergi să faci o firmă. Mi-am normal, deschis de ce în firmă, frate, și gen aveam impresia că e mai ușor, frate. Bă, nu e ușor deloc, e enorm de greu. Sunt un milion de lucruri. Tu nu știi deloc, care... tu nu ești învățat deloc, da, cu chestiile astea. Da, frate, nu te învață nimeni. Bă, măcar baza să te învețe, gen. E atâta, da. Nu te învață, frate. Nu te învață absolut nimic. Gen, ce vrei, frate? N-au... bă, eu bă, mă gândesc fix așa, nu, Doamne ferește, nu o să rămân niciodată decât câștigă un om. Niciodată nu o să fac chestia asta. Bă, munca asta. E muncă, trebuie munca apreciată. Nu... da, exact, orice muncă știi trebuie ce apreciată. Nu e de apreciat? Când nu vrei să evoluezi. Da, exact. Știi ce, nu o să... eu merg pe premiza asta. Păi în pula mea, dacă ăla face 40 de milioane pe lună, mă înveți tu pe mine cum să fac bani? Bă, da, bă, deci nu e vorba de asta, se pare cea mai tare chestie, clar. Dar nu poți să te înveți... cum mă înveți tu pe mine să fac bani dacă zic, tu... aia zic. Mă înveți... cum să, cum era mă versul al meu din Hadad, cum să fac 10.000 când n-ai făcut niciuna. Da, frate, da. Păi cum vine asta? E ca și cum zic eu ție acum. Știi cum e asta? Ca părinții... cum să vopsești mașini când eu nu știu să vopsești mașini, dau ție un sfat. Ca părinții care le spun copilor, ia și citește. Mare porcărie ce ai zis acum. Ba nu, frate, că e foarte adevărat. Gândește-te ca părinții care le spun copilor, ia și citește, dar părinții ăia nu citesc, gen, știi? Da. Cum poți tu să-i spui cuiva să facă ceva dacă tu nu o faci? Gen, asta cu banii e clar. Dacă unul care câștigă mai puțin ca tine vine și îți dă sfaturi, nu sunt valabile sfaturile alea, gen. Da, oricum nu e totul despre bani, gen. Eu înțeleg și asta cu școala, gen. Când ieși în lume trebuie să știi să vorbești, să te descurci, dar asta nu o vezi cu aia de la școală. Nu te duci la școală mai mult înveți să fii agramat, vrei să zic pe față, gen. Că dai numai de colegi proști pe lângă tine, care aia sunt agramați. Că tu vorbești mai mult cu, gen, nu? Da, cu colegii și auzi pe agramați, gen. Tu dacă vrei să citești, citești acasă și citești ce te interesează pe tine. Ți-o carte care ție ți se pare că e interesantă și te-ar ajuta odată. Gen. Da, mă, ai mai de toate. Tu? Nu mă duc la școală să citesc toate. În ce clasă ești tu? În a 10-a. A 10-a? Da, da, n-am făcut, e o problemă la mine. Trebuia să fiu 11-a, mă. Dar n-a rămas repetent, te gândi la prostul. Și eu, frate, eu știu povestea. Da. Și cum ai reușit? Cum a reușit să ce? Să fiu în clasa 10-a? Da. Uite, m-am dus la școală. Cât te-ai dus mai târziu? Ce? Te-ai dus mai târziu? Da, mă, nu contează asta. M-am dus eu în clasa 1 cum ar veni. Mai așa. Ai zis, nu mi-a plăcut. Haide, mă, sunt în clasa 10 acum. E bine. E bine. Bă, în clasa 10 să faceți bani și atâtea view-uri și atâtea tot pe net, gen, e bine, gen, nu e nimic de... Păi să mai arate unul de clasa 10 care face ceva și tu. Bă, poate mai sunt oameni, dar gen... Mă, or fi, dar care e procentul? Că e foarte mic, tu te încadrezi într-un ăsta foarte mic. Adică știi că e asta, vorba asta cu 1% din populație, că sunt bogați, da, gen, da. Elita de 1%. Elita aia nu e pentru toate vârstele, gen. De exemplu, la vârsta ta, la cât, 16 ani? La 16 ani... nu mai știu care e venitul pe care ar trebui tu să-l ai ca să fii nea 1%, dar cred că garantat tu te încadrezi la ea, pentru că banii ai produci tu, nu-i iei de la părinți. Asta e toată chestia, nu-mi place să
nici când era mic nu-mi plăcea să iau bani de la părinți, știi ce spun? Pentru că mă simțeam că nu prea am făcut nimica pentru banii aia și nu pot să-mi cumpăr eu un tricou de 10 milioane din banii lui mama și lui tata. Gen, cât timp iau muncii pentru banii aia, poate mama și tata fac altceva cu 10 milioane mai productiv decât să-mi iau eu un tricou. Știi? Nu e un sentiment mai tare că... Cum a fost sentimentul? Să-i dai bani, să-i dau bani, da, lui mama și lui tata, da. Ba da, e mult mai tare decât să primești bani de la mama și de la tata. E cel mai tare. Parcă când primești bani de la mama și de la tata, îi primești, dar parcă, nu știu, mă simt aiurea că i-am luat. Știi? Dacă ne-i dau bani lui mama și lui tata sau lui mama, de fapt, bă, mă simt altfel. Ești nebun, îi dau, sunt bucuros când îi dau. E cel mai tare. E altceva. Cum te-ai simțit când ai început să câștigi tu primii banii tăi? Păi, te-am zis, nu știu, tare, îți dai seama cum să mă simt, dar tot așa a pornit ușor, ușor, că n-am prima dată, n-am câștigat așa de mult. Ce ai făcut cu primii bani câștigați de tine? Mi-am luat haine, îți dai seama ce puteam să fac, că asta îmi plăcea mie, îmi plăcea să mă îmbrac tare. Crezi că hainele astea scumpe te fac, nu, te bă, simți niciun... altfel? Nu. Sau doar îți place ce-ți mărăcinele? Păi da, eu nu mă îmbrac cu haine scumpe, sau tu la ce te-ai referit? Eu nu prea mă îmbrac cu haine scumpe. Bă, vezi că training-ul tău e vreo 12 milioane. Da, mă, dar puteam să am un training gen să fie doar panora cu 40 de milioane și eu nu fac chestii de-astea. Adică dacă îmi place, îl iau, știi ce spun, dar bă, decât să-mi blochez niște bani, eu așa o gândesc, bă, îmi fac banii mei singuri, dar decât să-mi blochez 40 de milioane să-i dau pe un căcat de hanorac. Fii atent ce zic eu. Eu arăt la fel de tare și mă place toată lumea, mă iubesc toate femeile, bine, nu prea e cazul. Dar zic așa, mă iubește toată lumea și pot să fiu îmbrăcat și cu un hanorac de 20 de lei, că... Da, mă, dar uite, e bullying-ul ăsta. Corpul meu valorează 10 milioane de euro, mă îmbrac eu într-un hanorac de 40 de milioane ca să ce? Să mă fac el pe mine, eu îl fac pe el, mă. Ascultă-mă, e bullying-ul ăsta în școală. Vrei să ies acum în pula goală pe stradă? Ascultă-mă. Zii, mă, vrei să ies acum? Nu, ești, nu. E bullying-ul ăsta în școli, în care sunt copii care nu-și permit și ia, de exemplu, zicem din nou bol și ia haine, da? Training-ul tău e 10 milioane, gen. Da. Dar tu te simți bine în el, nu? Da, o faci ca să te flexezi sau că te simți bine? Dacă îmi place haina, o iau, frate. Nu ca să mă dau mare să zic, mamă, dar ce-ar gândi ăsta? Mă uit eu în oglindă să zic, ce tare m-am îmbrăcat azi. Bine, azi m-am îmbrăcat așa tare că na. Nici nu prea mă îmbrac tare. De fel. Glumesc, mă, oh, mai râde și nu ce ai de râs de mine. Așa. Dar eu mă uit în oglindă, zic, îmi place cum o stă așa, nu, bă, dar eu oare îi place lor la cu care ies eu acum pe afară, cum arăt, sau stai să vezi când mă vede lumea pe afară, gen, nu, îmi place mie cum arăt, așa îmbrăcat. Te-au ajutat vreodată hainele scumpe la imaginea ta? Îți dai seama că m-au ajutat, că, na, asta prinde la copii ăștia prostănași, de-l vine zile, dau numai topoare în cap, să-i învelezi numai haine, să doarmă cu vată, n-aș cu plătăcânt. Murirea, adică are îmbrăcați în designer să moară. Ești împotriva copilor care, da, se flexează cu designer. Eu am o, nu știu, aici e și o prostie, dar mea că știi că fiecare om are defectele lui. Uite, eu nu prea suport dacă îl văd pe un îmbrăcat numai în branduri așa cap-coadă și nu-l știu, gen atunci face cunoștință cu mine, mie nu prea îmi dă o impresie bună, nu știu de ce. Așa nu suport, bă, eu, gen. Care... E o prostie de-a mea, gen. Nu e o gândire bună, dar nu prea suport eu pe ăștia în fază. Se îmbracă numai în branduri de alea, gen, și fără gust. Că au gen roz în picioare Adidas și pantalonii sunt verzi și hanoracul e albastru, dar gen Adidas și sunt 3000 de euro și de aia și-a luat în picioare, pantalonii sunt tot așa vreo 1000 de euro și de aia și-a pus pe el și hanoracul e încă vreo 2000 de euro și de aia și-l-a pus pe el, nu că știi ce zic, da, dă preț. Păi ăla se îmbracă bine, mă, vezi că ăla chiar se îmbracă bine. L-am văzut în Băneasa. DJ Miles ăla se îmbracă numărul 1, dar... L-am văzut în Băneasa și m-a dezamăgit că nu era full Burberry. Zici că copiii ăștia care se flexează cu haine doar ca să fie validați în societate, nu sunt ok. Dar ăia... Mergea numai topoare în cap să-i prind pe stradă să-mi zică unul. Mamă, special o să mă duc îmbrăcat în haine de-alea din obor. De-alea cu... Nu știu cum să spun, cu... Fuci. Croială de aia urâtă, așa, știi, țăran. Numai așa, mă duc, o să mă duc așa îmbrăcat în mall. Dacă nici cineva te-a îmbrăcat pe rost sau ce sunt hainele astea pe tine, mamă, dar nu... Pe vezi, tu ai făcut o mare greșeală acum, că ai spus hainele astea de țăran, gen. Și tu ai râs acum. Da, bă, bă, e altceva, mă, să... Tu mi-ai zis de îmbrăcat gen ieftin și scump, dar nu mi-ai zis de gusturi cum ar veni. Că poate să fie o haină de, haină de țăran. Și tu n-ai văzut haine de țăran, nu știi la ce mă refer? Ba da, ba da. Eu nu vorbesc, alea poate fi și 4 milioane, dar tot de țăran să fie, știi ce zic? Da. Dar poate fi și 20 de lei să fie tot de țăran. Da. Eu zic așa, gen, cum arată haina aia pe tine? Uite, tu zici că e țăran acum. Bă, eu chiar sunt țăran. Lumea, mă, nebune. Popcola să vină plata, popcola. Vino și spune aici. Vino și spune aici. Ce așa că vreau să spun aici?
Caterinca, dar popcorn să vină plata. Să vină plata. Ce Caterinca. Să vină. Băi, Petre, cum ești? Cum ești cu TikTok-ul? L-am întrebat pe Sebi cum ești cu TikTok-ul. Tu ce faci pe TikTok? Ce Sebi ce a zis? Să știu ce zic. Păi Sebi, n-ai văzut ce se întâmplă pe TikTok? Că mor femeile după el? Păi da, am văzut. După tine mor femeile după TikTok? Sau le bate ane dacă mor după tine pe TikTok? Nu, mă, frate, n-are nicio treabă cu chestiile astea. Astea sunt... Și-a luat-o lumea, iurea. Ane n-are nicio treabă dacă vin femeile la mine sau așa, că nu e... Nu e nebună. O iubești pe Ane? Nu. Ce întrebări? Nu mă întrebi dacă îl iubesc pe tata, pe mama. Stai un pic, stai un pic. Bă, să înțelegeți că Petre așa e el, Caterinca, non-stop, non-stop Caterinca. Dar poate să fie și... Dar, de ce să fie? Serios, dar de ce să fii serios, frate? Că suntem aici în familie, păi nu trebuie să fii nu. Serios. Stai așa să-mi bau mai la gură așa un pic. Să-mi intre un pic așa în gură. Să-mi curgă microfoane pe la gură așa. Să mă zmultăcesc de microfoane pe la gură. Bine, microfoane din toate părțile așa pe mine. La început, când ai început cu toată treaba asta, credeai că o să ajungi până aici? Că ai, de unde ai plecat și până unde ai ajuns? Dar mai pune pe întrebări de astea, că uite, știi cum mă simt. Zici că eu acum am vreo 2-3-4 milioane de euro în cont. Bă, și... nu contează, frate, ești departe, ești nebun. Nu credeam. Față de unde ai plecat? Da, chiar nu credeam. Față de unde ai plecat, ești departe, frate. Nu credeam. Cum, o vedeai mai mult ca o joacă? Nu neapărat ca o joacă, îți dai seama că voiam să fiu și eu tare, dar îi vedeam. Nu știu, mă, cum să mă exprim. Altă întrebare bagă-mi și mie, că aici e de-aia mai complicat așa, dar nu. E pe gustul meu. Care a fost prima piesă pe care ai făcut-o? Fii atent, prima melodie a fost una, dar e... Nu-i dat nume să nu caute pe YouTube, că sigur o găsesc cumva. Cum a fost? Cum te dus să tragi? Ba da, mai dau și nume. Yes. E un amoșier se numește, ca să-ți dai seama ce... Mamă, o știu, frate, ce atent, o știu, da. Și fii atent. Eram eu cu un tovarăș de-al meu, cu Robert Giampalia. Și noi doi vreau să ne apucăm de trep cu aia, că nouă ne plăcea. Uite, eu, de exemplu, mi-e venau de-astea în minte, scriam așa pe telefon la mișto. Chiar îmi plăcea, știi? Și ăsta cum ar veni era mai haladit, nu știu cum să spun, era mai învățat așa. Și mai știa una, două, gen, uite, mixa, nefel, făcea nebunii de-astea. Și aveam noi un tovară Șerban, care avea un studio la Quantum, gen. Gen, avea un studio la Quantum, Quantum e al lui, am mai scris, m-a greșit. Și am fost la studio acolo cu Acli. Și cu Zetovan, gen, nu știu dacă știi pe Zetovan, nu știu, în fine, cântă și el, la nuz, la bătâți, la... cântă, mă, și Zetovan ăsta, gen, bă, e talentat, mie și acum îmi place așa de el, cât de cât, știi, gen, e bun, nu cât de cât, chiar îmi place de el, că altfel, până la mea, nu mai făcea melodie cu el la început, și el, nu știu, făcea deja muzică el? Da, făcea muzică și ne-a ajutat și la versuri. Deci să mâncă ca. Wow. Adică eu mi-am scris versurile mele. Eu mi-am scris, nu, era prima piesă, frate. Eu mi-am scris versurile mele și el, eu i-am dat, uite ce am scris, știi? El mi-a luat telefonul, mi l-a aranjat acolo, că n-aveam nici metrica aia. Și ce zic? Ești singurul freestyler pe care îl știu, că tu chiar poți să dai freestyle. Dar eu nu, mi se pare fascinant. Apropo, eu nu, mie nu-mi place să scriu de acasă sau așa, știi? Dar dacă îmi vine o idee, gen, nu știu, sunt în taxi, sunt undeva și îmi vine un vers tare în minte, îl notez. Dar eu nu scriu niciodată, nu cred că mi-a scris o piesă cap-coadă în notițe sau așa, știi? Să-mi scriu de acasă. Eu le fac la studio. Foarte tare, mi se pare scriu... fascinant. Să-mi pui beat-ul și atunci o fac piesa în 10 minute, cred că e gata. Mi se pare fascinant. Nu-mi place să stau de acasă să scriu. Foarte tare. Nu? Hai să-mi dai și mie, te rog frumos, 25 de lei până miercuri când iau salariu. Băi, nene, de unde le scoți, mă? Zi. Mai zi, bă, ceva. Ești frumos, bă. Tu părerea asta, bă, despre tine că ești frumos? Băi. Vezi că nu-mi plac astea. Lumea, bă. Se bie afară, nu ne aude, nu? Nu. Dar să zic aici, direct pe podcast, ce să se întâmple. Când scoți asta? Nu știu când scot, primul scot cu Sebi, că el a fost primul. Primul scot cu Sebi, nu? Îmi scos peste două săptămâni pe asta, nu? Da, și poți să zici ce se întâmplă azi, nu? Poți, da, nu știu. Vini Sebi, bulangiule. Vezi că o să te aștepte mare prank, ești nebun la cap, o să nebunească creier din tine ce o să se întâmple azi. Ce preconizezi că o să se întâmple? Că aici la mișto, bulangiule, să nu faceți pe fratele meu bulangiu, că vă mănânc pe tuci. Da, mă, deja când punem punctul ăsta, lumea și-a dat seama cât de mișto care ești, gen, știi, gen, nu mai trebuie să spui că ești mișto, că știe lumea. Nu să zic eu de tovarășul meu că e bulangiule, fratele meu. Cum crezi că o să reacționeze la prank? E și el cu femeile, n-are cum să fie bulangiu. Cum crezi că o să reacționeze? Mi-a luat și eu un câine, e de rasă germană, e bulldog, american, francez. E nebun, miroase, e frumos. Nu mai înțelege lumea nimic, mă, că eu te înțeleg, dar nu te înțelege.
Am și eu bandă luat. Cum crezi că o să reacționezi? Am băut și eu din sucul ăsta, e bun. Bea și tu. Zi-mă. La ce să reacționezi? La ce te gând... La ce vorbeai tu până acum? Eu nu te-am ascultat. Mi-a făcut talentul. Cum crezi că o să reacționezi la prank? La prank? Sunt eu așa, nu știu. Așa cred eu. Sunt două chestii. Ori... Mă, ce fac, mă, frate? N-am vorbele la mine azi. Am vrut să zic ceva. Mă, să pișe persoană. Numai din cauza ta se întâmplă tot. Să pișe persoană. Te uiți prea urât la mine și mă fac să mă pierd. Mă uit așa la urechile tale, fii atent. Am urechile urâte, nu? Nu e ciudat dacă mă uit la urechea ta acum? Dar dacă eu mă uit la fruntea ta când vorbesc cu tine, cum e? E același lucru. Am ochii în frunte. Așa, mă. Bă, fii atent, altă întrebare. Eu cred că ori o să fugă, ori o să dea barbă. Sunt două să dea barbă? Se pot întâmpla. Da, dacă dă barbă e cam prost, că gen omul ăla știe că trebuie să-i facă prank, știi care e toată faza, dar dacă îi dă barbă tu nu te enervă? Ba da. Și eu. Dacă îi dă barbă, fug și eu. În ce stil vrei să te duci cu muzica? Eu. Adică lumea te percepe acum deja ca cu smardoială, cu astea gen? În ce direcție vrei să te perceapă lumea? Nu-mi place smardoială. Vreau să mă duc să cânt un pic spre genul, gen Laura Vasa, așa, știi, să fiu un pic mai... Să mă duc un pic în genul ăsta, un pic mai oriental așa. Știi că așa am crescut eu de mic. Cum ar veni mama e cânta pe balcon. Zi-mă pe bune. Cum vrei să te perceapă lumea? Taci un pic, te rog. M-am născut între Carpați, la pune de munte. Băi, nene, deci fii atent. Am avut emoții. Petre, ascultă-mă. Lumea te percepe acum ca fiind mai smardoială, așa mai este. Cum vrei să te perceapă? Nu ca smardoi, frate, că nu-mi place smardoială. Dar cum altfel? Să mă perceapă ca un băiat inteligent, dar știe ce spune pe piese. Vrei ca lumea să se uite la tine și să înțeleagă ceva. Ce vrei să înțeleagă? Ce vrei să le transmiți? O chestie bună pe care vrei să le transmiți. Să n-aibă încredere în persoane deloc. În nimeni. Dacă nu e familie, nu poți să-i spui frate, gen. Nu există frați. Frații ei, doar că sunt pe interes, de-aia el se comportă așa cu tine, de pare că e fratele tău, care are un interes asupra ta, știi ce spun? Bă, oricine are un interes undeva. Normal, 100%. Interesul e și ăla, mă, dacă n-ai cu cine să ieși afară, și ăla se numește inteligent. Stai că îl sunt pe ăsta că n-am cu cine să ieși afară. Clar, și ăla e un interes. Nu crezi în prietenii? Nu. Te-au dezamăgit mulți prieteni? M-a dezamăgit, da. Nu m-a supărat, că supărat nu e altă chestie. M-a dezamăgit, am avut așteptări la ei, știi, și m-au dezamăgit. M-au dezamăgit. Panorama, da, mă, nu mă interesează pe mine chestiile astea, te-am și eu nu mai am... Adică nu poate să mă mai dezamăgească nimeni. Deja ai ajuns în punctul ăla în care... Dar tu poți să mă dezamăgești atâta. Deja ai ajuns în punctul ăla în care nu-ți mai pasă, gen... Adică nu mai ai încredere în oameni. Mi-o faci ăla, mi-a făcut-o, aia e, nu? Eu fac și bine, tu. Fac și eu, dacă am timp, aia e toată problema. Îl stau, dacă e un frer, stau eu să mă pun la mitarul ăla, îl ignor. Diferența doare cel mai tare și zic că ajunge el odată și odată la mâna mea să-l ajut cu ceva și mi-aduc aminte de el. Băi, bulangiule, mic, cu țâțe, ce ai făcut? Mai prins, sau? Hai să-mi dai și mie 25 de lei până acum. Chiar vrei 25 de lei? Bă, dacă poți să-mi dai, că nu mi-au intrat banii. Dacă poți. Cum ți-a mers cu mărciu, că ai scos mărciu? Foarte bine, cred că mi-a mers excelent de bine, cred că mai bine m-a angajat la Mac. Petre Ștefan Pungro? Da. Bine, asta e, știi care e toată chestia. Eu am zis că a mers bine, 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 dar niște tâmpiți de copii, că altfel nu pot să vă spun că vă iau numai la topoare pe unde vă prind, că am reținut numele. Glumeam, bă, să nu credeți că stau să mă uit de numele voastre. A dat niște comenzi de alea de numai de 60 de milioane, de 15 milioane, de 20 de milioane și așa mi se mărea inima mine de bucurie când vedeam comenzile alea. Am zis, și pe asta nu l-au. Îmi făceam planuri că mă duc și eu la iarnă pe undeva în Dubai, mi-au și eu haine, mi-au și eu astea. Și la nu l-am mâncat și ce să-ți mănânc eu ție. Nasul ăla mare și frumos. Cu tine. Bă, că și eu am nasul, nu te uita la nas, că și eu am. Da, mă, dacă punem nasul meu lângă al tău, e pista de aterizat avioane, ești nebun. E veche. Dă mesaj pe telefon când vrei să mai faci o glumă, tovarășul meu, și ți-o fac eu și ți-o trimit și o zici. Vezi că auzi una bună la pană, dacă ți-o zic, plângi.
Dar nu mai știu, mă întreb după, să țin minte, o notez. Cum era până? Aia cu băgatul meu în pantaloni. Vorbă. Un mesaj am și eu pentru Laura Vas. Nu, 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 ceva mai serios, dar într-un fel la Catrincă, că nu mă interesează pe mine. Eu văd de treaba mea. Ia zi. Nu vă mai postați, vă rog eu frumos. Pe Instagram. Acolo, direct spre ei. Nu pot să mă uit și eu la tine? Ba da. La tine vreau să mă uit. Bine. Sau nu, las că mă... nu mă uit în jos. Nu vă mai postați, vă rog eu frumos, că vindeți versuri, că sunteți cei mai buni din România pe versuri. Dacă n-aveți versurile făcute de voi, că sunt urâte astea și cu bani mulți postorii e prost. Ai bani, țineți frate în buzunar. A, te mai pui și tot două postorii gen la vrăjeală, știi ce zic? O Caterincă, mai pui și tu, am făcut și eu niște bănuți frumoși. Scoți frumos un tank de 2, 3, 4 mii de euro. A, te, odată la nu știu cât timp. Dar zi de zi se vede prost mâncava să puneți câte 30-40 de milioane postorii, că eu poate pe ei sparg într-o seară și nu mi-i pun. Nu-mi place că poate sunt niște copii de nou au ce să mănânci și tu te lauzi nebunule cu bani postorii, e urât. Așa, pe mine nu m-a ridicat nimeni niciodată. Asta ca să știe toată lumea gen. Nimeni nu m-a ridicat niciodată. N-am fit cu nimeni mai mare decât mine la momentul ăsta. Și da, doar m-a ajutat atâta tot gen. Ajutorul e total altă chestie. Nu m-a ridicat nimeni, că nu poate cineva să mă ridice pe mine gen să mă propulseze dacă eu nu sunt bun de nimic. Bă, nici ajutor nu o văd. Ajutorul, ba da, nu pot să mănânc căcat. Ajutor m-a ajutat gen. Cine păi m-a ajutat? Puțin, că tu ai o imagine acum, nu e ca și da, cum am ești o nou, imagine. Nu, dar la început m-a ajutat, ești... dar nu m-a ajutat pe gratis gen. Eu l-am ajutat cu altă chestie. Persoana respectivă m-a ajutat pe mine cu muzica gen. A dar avut ceva de câștigat pentru că te-a ajutat? A avut ceva de câștigat gen. Atunci ajutor. Nu vreau că nu mai știu ce, mai îmi dau mie unii comentarii că m-am așteptat eu cu o persoană, vreau să dau nume. Te-a ridicat ăla, te-a ridicat ăla. Bă, nu m-a ridicat frate nimeni pe mine. Și doi la mână. Bă, în primul eu rând sunt natural și ăsta sunt. Eu cresc auzi treptat pentru că eu am versurile mele. Eu scriu versurile mele. Am tot de la mine gen. Nu stau, băi. Sunt cel mai bun pe versuri din România. Sunt cel mai bun din țară. Nu mai laude de-astea vă postoriuri. Și mă frustrează rău de tot în ultimul timp că eu nu pun chestii de-astea postoriuri. Și știu că ideea tot e făcut de mine. Și de-aia am crescut ușor, ușor. Știi cum sparg eu toată chestia asta? Eu n-am văzut da, pe nimeni duceți-vă să vină. Duceți-vă frate și puneți pe YouTube melodiile cu versurile voastre. A plătit da? Vreodată cineva dați-vă, în locul duceți-vă la biserică și dați-vă de jurat că alea sunt versurile voastre de pe YouTube. Auzi? Că eu pe bune, nu-mi place să zic treaba asta, lasă-mă să râim. Nu-mi place să zic treaba asta, mi se pare o laudă proastă, nu-mi place să mă laud eu pe mine. Dacă sunt șmecher, mă laud alții, frate, nu mă laud eu pe mine. Îmi dau eu cald de singur, e cel mai prost lucru. Dacă îți dai cald de singur, înseamnă că ești un flair, un bou, un bulangiu. Nu o să ajungi nimic în viață. Ești un frustrat dacă îți dai cald de singur. Așa. Eu pe bune, asta e prima dată și ultima dată când o zic ca să clarific niște chestii. Eu pe bune am dat versuri la mulți trapperi din România, știi? Dar nu mi-a plăcut niciodată să zic postorii cum zic alții, că am dat versuri la toată industria, sunt cel mai bun pe versuri și de fapt nici măcar piesele lui să nu fie, da? Cu versurile lui. Wow. Și eu tac din gură, bă, eu tac din gură, dar... E cel mai bine. A venit mie niște chestii în minte, așa știi, uite fix acum, că mă gândeam eu la... Bă, nu știu ce. N-o să poată să spună nimeni vreodată că cineva te-a ridicat pe tine, că eu n-am văzut pe nimeni să vină să plătească clipul pentru tine. Exact. Tu ți-ai plătit. Cine ți-a plătit? A plătit cineva pentru tine? Nu. Și atunci cum? Cine te-a ridicat? Ai muncit și ți-ai făcut show-ul tău? Bă, frate, și să-ți mai zic eu o chestie. Uite, dacă eu gândesc asta ca și cum gen, eu nu ridic pe nimeni, eu ajut. Dacă persoana e talentată și crește de pe urma mea, gen că eu l-am ajutat, i-am pus un story poate, știi? Uite, gen, am eu unul de cânt acum, știi? Și vreau să-l mai pun pe story, să crească și el. El crește doar dacă e talentat și lumea are ce să vadă la el. Că altfel nu-i dă follow că l-am promovat Petre Ștefan. Ba pula am Petre Ștefan, de ce să-i dau follow-ul ăsta dacă îmi place de el, știi ce zic? Da. Nu frate, nu l-am ridicat pe copilul ăla gen, l-am ajutat și el s-a ridicat singur. Eu așa le văd. Eu n-am ridicat frate pe nimeni gen. În toată industria asta n-am ridicat pe nimeni. Dacă am ajutat, am ajutat, dar înseamnă că a fost talentat, știi, și s-a ridicat. De ce crezi că e asta cu... De ce crezi că zic oamenii că te-a ridicat altcineva? Că sunt frustrați, frate, aici am și vrut să ajung, sunt frustrați. Că ei, că eu când frate de un an, când pe bune gen, de un an, de când am scos afarmat, de când m-am cunoscut cu tine fix atunci m-am apucat. Da, frate, da. Bă, frate, eu când de un an și nici n-am cultură muzicală, că mie nu mi-e rușine să recun, eu n-am cultură muzicală, mie îmi bagi un beat și îmi vin mie rime pe loc. Eu n-am cultură muzicală să stau să mă inspir să nu știu ce, știi ce zic? Da, faza e
că persoanele alea care cântă de mai mult timp și au fost și ele cineva, că au fost gen relevante cât de cât la început, acum sunt frustrate cum ar veni, gen, sunt, au niște frustrări în ele, bă, ia stai că ăsta, ia uite, face numere, face nu știu ce, a uitat de unde a plecat, vezi, Doamne, dar eu n-am uitat, frate, de unde am plecat. Eu am niște chestii în minte, știi, și mi-aduc aminte de persoanele alea, bă, cum s-a comportat ăsta cu mine când eu nu eram așa de sus? Era mai așa, gen, era, nu știu, mai are un interes asupra mea, știi? Și dau la o parte frumos de lângă mine. Nu stau să mă încerc cu lumea. Nu mai răspund la telefon deloc. Asta să o știi, când nu mai răspund la telefon, nu mai vreau să mai am treabă cu tine. Că eu nu mai răspund la telefon fix în momentul, știi despre cine vreau să zic? Nu mai răspund la telefon fix în momentul ăla în care vreau să te bat. Fix în momentul ăla nu-ți mai răspund la telefon. Dar tu și dormi mult, frate. De-aia nu răspund la telefon, că nu vreau să ajungem la situația respectivă, domnul. N-are rost să dai nume. N-are rost, să le fie rușine, gen, că nu sunt nebun să nu mai bag lumea seama iurea. Adevărat. De gen, eu chiar nu înțeleg frustrarea asta dacă mă întreb pe mine. Nici eu nu înțeleg, bă, eu sunt bucuros dacă văd că unul bă, se ridică. Bă, dacă vezi că unul se implică, muncește. Dacă văd că ăla a fost cu mine, gen, ne știm de mai demult, în care noi ne știm de când nu eram nici eu, nici tu ceva, da, știi? Da. Dacă văd că... Dacă eu văd că tu te ridici acum, gen, eu sunt bucuros pentru tine. Da, frate, și eu la fel. Gen, uite, a realizat ceva omul ăsta, știi, zic, a făcut ceva, muncește, bravo lui, frate, muncește, exact. Aia. Că nu ajunge aici. Până la urmă, industria, frate, e pentru toți, toți au loc. Nu mă deranjează pe mine dacă tu faci și milioane de vizualizări. Gen, și eu pot să le fac dacă sunt talentat, nu? De ce să mă frustreze, frate, treaba asta? Asta nu înțeleg eu la toți nebunii ăștia, că vai de capul lor, nu o să facă nimic ăștia. Bă, dar și nici, mulți nici nu arată pe față. Dacă sunt în anumite cercuri... Păi nu arată, frate, pe față, dacă mă duc și le spun în față, uite, bă, mi s-a părut asta la tine. Nu, e frăciu, tu ești frăciurul meu, cum să mă gândesc eu la așa ceva, cum să zic eu ție așa ceva? Nu, nu zic în față niciodată. Foarte adevărat. Dar poate nu zic nici pe la spate, știi, zic că după poate ele că se duce vorba. Nu, o țin ei și știu foarte bine ce au de făcut, știi, că au un interes acolo. Da, și nu știu, ei că eu am alte interese asupra lor, am mai mari. Am mulți rău și... de tău. Proaste astea. Bine, mai faci o Caterinca, mă, băi, o Caterinca merge, frate, că m-am mai pus și eu pe story cu bani, cu de-astea. E tare să mai pui o poză cu bani. Ce dracu, știi ce zic? Că sunt bani făcuți de tine. Bă, frate, nu, fii atent. Sunt bani făcuți de tine, poți să spui o grămadă. Multă lume s-a luat de mine că mă postam cu mușchii pe care îi făceam de la sală. Bă, viața mea, am fost anorexic, că eu aveam 38 de kg când m-am apucat de sală. E munca mea cu care mă laud. Eu nu mă laud cu mușchii, mă laud cu munca. Eu nu sufăr persoanele alea care se postează că au 40 de milioane, frate. Păi te vede unul mai șmecher pe story, că unul mai șmecher, gen, de te urmărește, zice, asta se postează cu 40 de milioane. Păi cum să-l mai țin eu, mă, pe ăsta, păi pe lângă mine? Că dacă îl țin pe lângă mine, îl șmecheresc, ajunge să facă bani și îmi dă în cap. Așa se gândește ăla. Da, dar uite cum ai zis tu, dacă postezi o dată la nu știu cât timp. Da, merge. Păi dar da, tu postezi azi 40 de milioane și mâine n-ai ce să mănânci, nu e prost? Mai e prost. Păi decât să fac treaba asta, frate, mai bine zice lumea de mine că sunt sărac, n-are așteptări la mine. Decât să zic, uite-l pe ăsta, ce bani are, ce nu știu ce, și după să mă vadă că mănânc Mac sau sandwich de la Mega. Nu e prost? Sau e chipsuri? Prost. E prost, frate, crede-mă. Mai bine nu lași impresii de astea. Astea sunt niște impresii false. Eu mie nu-mi place să fac așa gen. Și faza e că și eu le-am făcut, știi ce zic, altfel nu vorbeam, și eu le-am făcut și mi-am dat seama că nu sunt bune. Aia e toată treaba, și mi-au zis și mie alte persoane că mie îmi place să ascult sfaturi, dacă sunt bune le și aplic. Mi-au zis și mie mai multe persoane, bă, nu e bine să te postezi în arfe păstorii, bă, vezi că nu e tare să te postezi așa păstorii, că uite, tu poate mâine te duci și, nu știu, ți-am mai zis asta cu Mecu, te duci și mori la Mec. Bă, dar asta nu e o problemă, frate, dacă ți se place. Bă, frate. Bine, bine, nu la Mac. Te duci și mănânci un sandwich de la Mac, te duci și mănânci chipsuri la un leu, te duci dacă și faci ce vrei place, tu. Frate. Da, asta îmi place, dar e nu știu cum să spun. Nu ești tu, bă, nu ești tu când te postezi cu atâția bani, nu înțeleg ce vreau, bă, înțeleg ce vreau să zic. Uite-te la cei mai bogați oameni după pământ. Jeff Bezos are, nu Jeff Bezos, fii atent. Se îmbracă cu haine foarte ieftine, da, gen. Da, frate, păi și au toți banii, gen, au bani să cumpere toată România. Eu asta spun. Păi nu e prost, dar ei nu se laudă cu bani pe story, frate, eu aici vreau să ajung. Da? Ei nu se laudă cu bani pe story, eu țin pentru ei, asta am zis și eu. Și eu am bani, dar eu nu-mi fac tot antamul ăsta pe story, gen. Nu? Eu vorbesc doar despre bă, o persoană, eu vorbesc doar despre o persoană aici. Că la alții nu se vede așa de prost, crede-mă. Dacă poți că mai motivezi... pun tovarăși de-ai mei, uite, frați de-ai mei, sau tovarăși, nu neapărat frați, că n-am frați. Bă, dacă poți să-i motivezi pe oameni să facă și ei la rândul lor bani, da, e ok pun, să pui mai bani. Mai pun tovarăși de-ai mei bani pe story, gen. Și de ăștia de cântă, bă, și se vede tare, mă, la ei altceva să pună ei bani pe story și altceva e să pună ăla bani pe story când... Pula mea, știi ce zic? Se vede prost. Se vede prost, da. Foarte adevărat. Ce,
cele... Eu m-am aprins așa, mie nu-mi place să-mi zică cineva că m-a ridicat din ăsta, e... pentru că nici eu la rândul niciodată. Meu, eu de-aia m-am prins și zic toate lucrurile pe față și eu la rândul meu, nu-mi place să spun gen despre o persoană care a ridicat-o. E o prostie să spun eu despre o persoană care a ridicat-o, dacă doar am ajutat-o. Eu nu sunt Dumnezeu, frate, să poți să te ridic, n-am nicio putere. Eu doar îți dau un ajutor. Dacă tu ești talentat și poți să-l duci mai departe, băi, e meritul tău, gen. Da, frate, bun. Eu nu suport treaba asta, e singura chestie de nu suport și n-am suportat niciodată. Niște arfe de-astea, niște frustrări de-astea. Dacă ai fost fratele meu, nu poți să spui că m-ai ridicat. Dacă ai fost fratele meu, orice ar fi, nu da, poți să spui că m-ai ridicat. Înseamnă că atunci când zicea că e fratele tău, era pe interes. Da. Altfel nu există. Ce le spui fanilor tăi și după aia ce le spui haterilor tăi? Să le spui o chestie așa. Trebuie să le transmiți. Fanilor mei le spun în felul următor. Uite-le-i. Fiți băieți buni cu toată lumea. Fiți respectuoși. Și asta mai zis eu și o să zic mereu. Respectuoși. E foarte important respectul. E cel mai important respectul. Cel mai important. Disciplina e cea mai importantă. Dar crezi că e important să respecti? Totul se rezolvă ceva? Prin vorbă. Dacă, bă, și ce am mai zis asta odată la podcastul ăla. Bă, dacă vine, eu sunt cel mai, gen, dăm un exemplu, eu sunt cel mai mare și maker pe toată planeta. Vine ultimul frer să-mi comenteze mie. Bă, nu mă duc și îi dau la un capac. Sau nici nu-l ignor, poate. Dacă vreau neapărat să-i fac ceva, gen, șmecher oricum l-ar ignora, știi ce zic? Da. Dar îți dau așa un exemplu. Bă, te duci frumos la el, îl iei de urechi, dacă vrei neapărat, și îl iei deoparte și îi explici cum stă toată treaba. Stai și tu 10 minute, îi dai niște sfaturi. Băi, nu mai fi așa, că nu-i frumos, vezi? Îl fac să-i fie rușine de ce a făcut. Nu-l fac să-i fie frică, că dacă îl fac să-i fie frică, că ia uite, știi? Dar crezi că respectul... Chit că nu e frică. Nu, frate, trebuie să-l faci pe om să-i fie rușine de ce ți-a făcut. Să bage capul în pământ și el să vină, gen cum ar veni, ar vrea să se împace cu tine, dar să-i fie rușine, să fie dezamăgit de el. Asta trebuie să-l faci pe om. Nu trebuie să-l faci pe om, bă, te iau, te fac, te nu știu ce. Respectul trebuie să fie întotdeauna reciproc. Nu crezi asta? Normal. Poți să respecti pe cineva care nu te respectă? Niciodată. Păi asta zic, dacă încalci pe respect, păi cum adică? Eu te respect și te respect dublu dacă mă respecti. Dar dacă nu mă respecti... Și haterilor tăi, ce le recomanzi încât să te vadă cum ești tu de fapt? Adică, nu, dar n-aș vrea să mă vadă, frate. Haterii mei poate să fie în continuare haterii mei, că nu mă deranjează. Okay. Poate să fie, să se multiplice, poate să facă ce vor ei. Să fie pe treaba lor, nu le place de mine, punct, eu ăsta sunt, vă place bine, nu, iarăși bine. Ești foarte nu stau să mă bine. Dau, bă, stai să mă placă și aia, stai să mă placă și aia. Nu, frate, mă place cine e pe stilul meu, cine vrea să mă placă. Cine nu mă deranjează, poate să fie hater, că nu e ca și cum mă pun pe pernă și plâng noaptea că a zis ăla în comentarii ceva. Dar de unde crezi că vine hate-ul ăsta? Păi că... eu fac bani, mă, eu mă descurc singur. Bravo. Am bani mulți, vorba aia. Foarte nu, tare. Dar pe bune, gen, eu mă descurc bă, singur, nu cer nimănui singur. De mâncare. Aia zic, da. La 16 ani. Păi la 16 ani sunt ăștia care contează de 20 gen, de ani și n-am nimic cu nimeni, fără să aibă cineva ceva cu mine, n-am nimic cu nimeni. Bă, frate. Adică, practic, ai hate pe mine ca un prost, că n-ai ce să iată. Faci cum ar veni, știi? Haterul știi, mă, care e? Haterul e ăla, că am mai zis asta, am mai vorbit asta cu tine. Haterul e ăla, de nu vrea să intre pe piesa ta deloc, nu să-ți dea un comentariu, nu vrea să intre pe piesa ta, nu-i place de tine. Ăla e hater. Nu-i place pur și simplu de fața ta, de sunetul ăla ce se aude, nu... Dar auzi cum vine asta. Unul care are 20 de ani și stă în casă cu părinții, n-are voie să se adă Petre Ștefan, care are 16 ani și face bani. Ai clar. Înțeles? N-ai voie. 100%. N-ai cum, frate, n-ai cum să fii hater și tu să stai în casă cu părinții și te... care nu faci niciun ban, stai și să stai pe banii lui măta și alu tactu. Stai și te joci toată ziua pe calculator sau stai și stai pe TikTok, stai pe banii părinților, n-ai voie să te iei de Petrică care muncește și face bani, sincer. Mai ales dacă nu i-am făcut nimic, știi ce nu zic, poți, dacă frate. Eram, bă, dacă, uite că mai sunt și de-astea. Pot să fiu obraznic și fără să nu-mi dau seama, știi ce spun, că bă, și eu sunt om și eu mai greșesc. Poate mai am momentele mele, pot să fiu obraznic cu cineva. Și să nu-mi dau seama că am fost obraznic sau bulangiu. Frumos ar fi și dacă i-am făcut asta unii șmecher, gen, oricum n-am făcut asta niciodată, dar dau un exemplu. Frumos ar fi persoana aia să vină frumos la mine să-mi zică, bă, nu mi-a plăcut asta la tine, e urât să faci așa, știi? Bă, și dacă îmi zice mie dacă îmi zici chestiile astea, bă, nu mi-a plăcut faza asta, e urât să faci așa, nu știu ce. Dar să-mi zici frumos pe un ton cald, îți jur că mi se face rușine de ce am făcut, gen. Dar dacă vii și îmi zici, bă, ce pula mea faci, bă, tu de asta și cu mine, păi fac pe dracu în patru. Iau o cărămidă și dau pe la spate în cap. Tot îți fac ceva. Nu supor cuvintele astea. Pe mine trebuie să mă iei frumos, să mi se facă rușine de ce am făcut. Nu să mi se facă mie. Că frică n-are ce să mi se facă. Cât poate să... Ce poate să-mi facă? Nu? Băi, Petrică, îți mulțumesc mult de tot că ai venit. Da și microfonul ăsta, frate, acasă. Îți mulțumesc mult de tot că ai venit. Sper că te-ai simțit ok. E numărul în viața mea. Și te iubesc, ești fratele meu. Balans de lău, tare, scânt, te pup. O
bune, fratele. Bă, nu știu cât ați înțeles voi din ce am zis eu aici, că mai mult... Bă, dacă stau și se uite vorbit, și analizează... Mai mult am vorbit ca și cum aș fi vorbit cu Cipige. Cine n-am vrut eu să-mi iau vorbele să... Cine trebuie înțelege, frate? Un freestyle, nu mă gândesc niciodată la ce zic. Știi ce spun? Cine trebuie înțelege? Mă exprim cum îmi vine mie, nu le gândesc înainte. Bravo, viața mea. Mai am ies prostii pe gură, dar le înțelegeți voi dacă ți-ai zbui saladici. Și popcola, te pup, viața mea.